Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Hai să luăm situația unui adolescent tipic, să-i spunem Andrei. Andrei are unul, maxim două surse de venit, prima fiind banii primiți de la părinți, iar a doua sursă, dar nu în cazul tuturor, este salariul primit de la serviciu. În fiecare lună, Andrei își cheltuie fiecare bănuț pe haine, pe mâncare, pe benzină, pentru că iese în fiecare zi cu prietenii și trebuie să ia mașina. Pe distracții, aici intră petrecerile sau jocurile și nu pune niciun ban deoparte sau să cheltuiască pe ceva care i-ar produce alți bani, adică să investească. Tot ce își dorește Andrei este să îi intre salariul cât mai repede și să mai ciupească câțiva bănuți de la părinți ca să-i spargă pe toți în 3 zile, ca mai apoi să se întrebe de ce e falit. E bine, astăzi vreau să-ți arăt 5 lucruri pe care le poți face ca adolescent ca să nu ajungi ca Andrei, adică falit. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să tai costurile. În primul rând, nu poți tăia costurile dacă nu știi pe ce arunci banii. Nu de puține ori am auzit prieteni de vârsta mea care spun: nici nu știu pe ce am cheltuit banii, parcă dispar așa dintr-o dată. E bine, fii propriul tău contabil și identifică canalele de scurgere a banilor. Ia o foaie și scrie cu liniuță din ce îți amintești tu pe ce ai cheltuit banii luna trecută. Sau nu neapărat de luna trecută, așa, pe ce cheltui tu banii în general. Acum, nu trebuie să-ți aduci aminte unde s-a dus fiecare leu al tău, pentru că nu poți fi un contabil perfect, dar e mai bine ca măcar să ai o idee unde se duc banii tăi. Iar acum că ai lista, e timpul să vezi ce ai putea reduce de acolo, ce costuri ai putea reduce. De exemplu, dacă mănânci în oraș în fiecare zi, încearcă ca din când în când să te duci la supermarket sau în piață să scumperi mâncare sănătoasă pe care să o gătești tu singur acasă. Astfel vei reduce costurile, pentru că la restaurante sunt foarte, foarte ridicate. Practic, acolo plătești și mâna de lucru, adică îl plătești și pe bucătar că ți-a gătit-o, însă dacă îți gătești tu singur acasă, tai costul acesta. La fel, dacă îți comanzi, dai pe livrare un cost în plus, însă dacă te duci tu singur să-ți cumperi mâncarea, tai acest cost. La fel și cu benzina, e absolut necesar să ții mașina oriunde te duci. Încearcă și autobuzul din când în când, atunci când nu e absolut necesară mașina. Hainele. De ce să dai milioane pe haine din mall când poți să te duci la un outlet și să cumperi haine de acolo care sunt tot noi, sunt nepurtate, doar că nu au fost vândute în mall. Iar aia din mall, ca să scape de ele, le-au dat la outlet, unde se vând chiar și cu 60-70% reducere față de prețul din mall. Dacă vrei să ai mai mulți bani, trebuie să te gândești: bă, pe ce irosesc eu banii, și să astupi acele canale de scurgere a banilor. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să crești sursele de venit. Dacă singura ta sursă de venit este de la părinți, caută-ți un job. Există un site numit eJobs unde găsești anunțuri de la angajatori. Angajează-te ca orice, nu contează, nu e absolut nicio rușine dacă lucrezi ca ospătar la 17-18 ani. Ba chiar dacă îți faci treaba cum trebuie, poți primi bacșiș gras. Din păcate, pandemia a cam oprit căutarea angajatorilor de ospătar noi, însă poți găsi locuri de muncă și în alte domenii. Fără experiență și part-time, se caută agenți de vânzări în magazine de îmbrăcăminte, agenți imobiliari sau chiar livratori de mâncare, nișă care a explodat în timpul pandemiei. Eu m-am angajat ca agent imobiliar și deja am făcut bani în primele 2 săptămâni de când am venit. Nu mulți, dar nu e o sumă de neglijat. Și mă duc la muncă cu plăcere, îmi place să lucrez cu oamenii și ca agent imobiliar exact asta faci. Ca să nu mai spun că îți îmbunătățești foarte mult skillurile de comunicare, înveți să vorbești și să gândești coerent, să te faci înțeles și nu în ultimul rând să îți faci curajul de a vorbi cu oamenii. Un lucru foarte important. Pe lângă asta, un job, oricare care ar fi el, te responsabilizează, pentru că mersul companiei în oarecare măsură depinde și de tine. Dacă faci ceva rău, imaginea companiei are de suferit, iar dacă faci ceva bine, presupunând că ai șefi care își fac treaba cum trebuie, vei fi răsplătit sau chiar promovat. Eu am avut norocul să dau de un colectiv super mișto la muncă, oameni tineri care întrețin o atmosferă plăcută, ba chiar mi-am făcut și prieteni acolo destul de repede. Așadar, dacă ai posibilitatea, cu siguranță angajează-te ca adolescent. O să-ți prindă foarte bine experiența și pe mai departe. Acum, ai două surse de venit, părinții plus jobul.
Ce ai zice de a treia? S-a inventat internetul. Poți face bani online, asta dacă investești întâi puțin timp pentru a învăța să lucrezi pe calculator. De exemplu, poți face site-uri, poți face web design, poți să-ți faci o pagină de Instagram unde să vinzi lucruri făcute de tine manual. Sigur, nu e ușor să-ți monetizezi talentele sau chiar să-ți găsești cumpărători pentru ceea ce vinzi online. Însă totul este greu la început. Dacă ești pasionat, îți place și ai un talent, merită să încerci. Cel mai greu este să găsești primul om care va da bani pe un site făcut de tine. Însă poate după acel om mai are un prieten care are nevoie de un site și te va recomanda pe tine pentru că ai făcut o treabă bună. Și uite așa crești și încet încet vin și banii, chiar dacă nu vin chiar de la început. Trebuie doar să fii perseverent și crede-mă că atunci când faci banii tăi munciți de tine, îi vei aprecia mult mai mult decât pe cei primiți de la altcineva și vei ține de ei mai mult. Și că tot vorbim de ținut bani, al treilea lucru pe care trebuie să-l faci este să economisești. Eu am două conturi de economii la bancă. Să zicem că într-o lună suma totală din cele 3 venituri ale mele este de 4.000 de lei. 2.000 se duc pe mâncare, benzină și chirie, iar restul de 2.000 se împart. 1.000 se duc în contul de economii pentru plăceri, iar ceilalți 1.000 se duc în contul de economii pentru investiții. În contul de economii pentru plăceri strâng bani pentru lucruri materiale sau vacanțe. De exemplu, în acest an am reușit ca din acel cont să-mi cumpăr un laptop nou de 3.000 de lei, să-mi cumpăr o trotinetă electrică de 2.000 de lei și să mai merg și pe la mare și pe la munte. Iar contul pentru investiții, așa cum îi spune și numele, este pentru banii care urmează să fie investiți. Am mai spus și în alt videoclip că banii din acel cont îi investesc la bursă în stocurile firmelor mari care vor crește în timp. Așadar, decât să țin banii într-un cont bancar unde nu vor crește sau chiar mai rău să-i țin la saltea unde se devalorizează din cauza inflației, mai bine îi bag în niște active unde vor crește în timp. Dacă vrei să afli mai multe lucruri despre investiția la bursă, sunt milioane de videoclipuri pe YouTube și te poți documenta foarte ușor. Așa am făcut și eu. Iar acum vine întrebarea, ce să fac cu banii economisiți? Ei bine, al patrulea lucru și anume să-ți faci un plan. În cazul banilor de pe contul de economisire pentru plăceri, am o listă în telefon cu lucruri care cred eu că mi-ar îmbunătăți viața. Cu alte cuvinte, am un plan în legătură cu ce să fac cu banii din acel cont. Iar în cazul contului de investiții, am o listă tot în telefon cu idei de afaceri unde cred eu că ar merita să investesc acei bani în viitor. Dar dacă e o listă incompletă sau nesăbuită, necalculată, e mai bine să ai una decât să nu ai niciuna. Nu poți să economisești bani până când mori. Nu vei deveni niciodată bogat în adevăratul sens al cuvântului așa. Ai nevoie de un plan. Ce vei face cu acei bani economisiți pentru a produce și mai mult? Și în final, al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci ca să nu mai fii falit este să investești. Scopul investiției este să dai acum niște bani economisiți de tine pentru ca în viitor acești bani să-ți producă și mai mulți decât suma investită inițial. Investiția înseamnă încrederea într-un viitor mai bun. De asta trebuie să investești atât în tine, acumulând informații, acumulând experiență, cât și într-o idee care crezi că va face lumea mai bună. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like. Iar dacă ai o problemă personală și nu știi cum să o rezolvi, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vom putea vorbi pe grupul de Discord sau pe WhatsApp. Iar acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!